O măicuță sfântă, cu drag am venit la tine, măicuță, într-un loc sfințit. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Noi cu toți din suflet te rugăm așa, scapă-ne, măicuță, de ispita grea. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem cazul pe care l-avem. Roagă-te, măicuță, din cerul tău sfânt, câte greutăți sunt aici pe pământ. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Crime, omoruri multe și mari întâmplări, boli, măicuță, multe fără vindecă. Să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Tinerețea-i mare, tare înfloritoare, de credință, maică, nu e iubitoare. Am venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Merg către pierzare ca neștiutor și nu-și cer, măicuță, al tău ajutor. Să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem.
creadă că tu le ești mamă. Mângâierea celor ce cu drag te cheamă. Cazul pe care l-avem, însă noi, măicuță, te rugăm așa, nu-i lăsa să piară în durerea grea. Cazul pe care l-avem, toată bucuria din lumea pierit, și vine deasupra Fiul tău iubit. Cazul pe care l-avem, Maică prea curată, roagă-te mereu pentru lumea-ntreagă, pentru neamul tău. A venit, măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Într-una după ajutor. Binecuvintează, Părinte. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm! Doamne, miluiește!
biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră să roagă într-un sa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Hușilor, și pentru preasfințitul Părintele nostru Antonie, Episcop de Bălți, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Cinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, satul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri cu pace Domnului, să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu o să o dăm. Doamne, Dumnezeu nostru, Hristos, este neasemănată și slavă nejusă, a cărui milă este nemăsurată și vrei, Doamne, grite în sus, stăpâne, după mnăstirea Ta, caută spre noi, spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și ia
Fără mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miluiește! Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, amărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare, de Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Unule născut Fiule și cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ești fără de moarte și ai primit pentru mântuirea noastră, a te întrupa din Sfânta născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, arele neschimbate ai întrupat. Și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat, unul fiind din Sfânta Treime, împreună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește-ne pe noi. Iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău! Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bună și viitoare de oameni Dumnezeu ești și ție slavă ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânți și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia
Fiului Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți fiindcă la voi ocare pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Mințit e fricit, Doamna, bucurați-vă și vă veseliți, că toată voastră multă este în cerul. Oh.
cei bine credincioși. Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte tale, Sfinte fără de moarte, mire.
miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Înțelepciune! Din Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte, fraților! Avram a avut doi fii, unul din femeia roabă și altul din femeia liberă. Dar cel din roabă s-a născut după trup, iar cel din cea liberă s-a născut prin făgăduință. Unele ca acestea au alte însemnare, întrucât aceste femei sunt două testamente, unul de la muntele Sinai, care naște spre robie și care este Agar, căci Agar este muntele Sinai în Arabia și răspunde Ierusalimului de acum, care zace în robie cu copilul, iar cea liberă este Ierusalimul cel de sus, care este mama noastră. Căci scris este, veselește-te tu cea stearpă care nu naște, izbucnește de bucurie și strigă tu, care nu ai durerile nașterii, căci mulți sunt copii cerei stepărăsite. Mai mulți decât ai cele care bărbat. Pace ție celui ce sfințite cititorule și Duhului tău vrea sfințit strălucește în mâinile noastre Vitorii Doamne, mine ce curată în noștri vizitare să ne chipi Dumnezeu noastră să ne înțelege Evanghelii celor care pe copii cu noi și pe atunci cu toate poftele publică cu noi fiul dumneavoastră pentru ce Mântuirea dreților este de la Domnul
că apărătorul lor este în ziua necazului. Sfințite stăpâne, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului slăvit, lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție ce se este cuvânt cu putere multă, spre vestirea Evangheliei Duhului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Fie mie după cuvântul Tău, preasfințite stăpâne, înțelepciune, dreță, ascultă-mă, Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Luca, citire. Slavă-ţie, Doamne, slavă-ţie, să luăm aminte. Zisa Domnul, nimeni aprinzând făclia, nu acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o așează în sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Că nu este nimic tăinuit, care să nu se arate și nimic ascuns care să nu se cunoască și să nu vină la vedere. Luați seama deci la felul cum auziți, celui ce are îi se va da, iar de la cel ce nu are și ce îi se pare că are, se va lua de la el. Și au venit la el mama lui și frații lui, dar nu puteau
să se apropie de el, din pricina mulțimii. Și s-a vestit: mama ta și frații tăi stau afară și voiesc să te vadă. Iar el, răspunzând, a zis către ei: mama mea și frații mei sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl îndeplinesc pe el. Pace-ție, binevestitorule, slavă ție, Doamne, slavă ție. Preasfințite Părinte Episcop, preacuvioși, preacucernici, părinți, frați creștini, Preasfințitul Părinte Ignatie mi-a dat o sarcină grea să vorbesc eu în fața frăților voastre și în fața frăției sale, care eu îl socot pe Preasfințitul Ignatie, un învățător al meu și îl ascult de fiecare dată când rostește el cuvânt de învățătură. Cuvânt inspirat, cuvânt de mare folos. Astăzi speram că va vorbi Preasfinția sa, voi asculta eu ce spune Preasfinția sa, mi-i face notițele corespunzătoare, dar așa a binecuvântat Preasfinția ta să zic eu două vorbe. Chiar am să zic vreo două, nu, că nu vreau să vă rețin că soarele arde puternic și nu aș vrea să vă obosim ținându-vă mult cu un cuvânt lung și poate mai puțin inspirat. Dar rugăm pe Bun Dumnezeu să ne inspire. Astăzi voi încerca despre slujba de Sfințenie câteva gânduri, poate dacă reușesc. Astăzi participăm într-adevăr cu toții la un eveniment mare, un eveniment sfânt și binecuvântat pentru comunitatea dumneavoastră, pentru că astăzi, prin binecuvântarea, prin sfințirea Bisericii, în spațiul meu se săvârșește lucrarea Duhului Sfânt. În general, orice biserică într-o localitate este un semn că localitatea respectivă este cumva luată sub ocrotirea lui Dumnezeu în chip văzut. El așa ne ocrotește pe toți în chip nevăzut, dar faptul că este un sfânt lăcaș și este ridicat într-o localitate, asta înseamnă că acolo Dumnezeu lucrează în alt mod, într-un mod văzut și chiar simțit, poate mai mic în alte părți. Așa cum ați observat dumneavoastră, slujba de sfințire a început în exterior, a început în afara bisericii. Așa au rânduit părinții bisericii această rânduială pentru a arăta tuturor că și în procesiune noi purtăm Sfintele Moaște. Ați observat dumneavoastră că purtam acoperit Sfintele Moaște. Deci prin aceasta arătăm, este o mărturie de fapt această înconjurare și arătăm că moartea a fost învinsă. Și purtăm moaștele Sfinților Mucenici, arătând prin aceasta că jertfa lor, a mucenicilor, a martirilor, nu a fost în zădară, ci a
a dat roade în istorie și vedem aceste roade prin bisericile și prin neamurile care s-au convertit și care au acceptat Evanghelia lui Hristos. După ce se înconjoară Sfânta Biserică, se intră în altar și în piciorul Sfintei Mese se pune Hrisovul, despre care l-ați auzit dumneavoastră, a fost dat citire de Părintele Protopop, dacă nu greșesc, și acolo se așează și Sfintele Moaște. De asemenea, ca o mărturie că bisericile s-au construit, s-au ridicat pe mormintele martirilor bisericii noastre ortodoxe. Părinții bisericii au rânduit să păstrăm această tradiție frumoasă de lășesc, aducându-ne aminte de jertfa celor care au apărat credința cu propria lor viață. După aceea, Sfânta Masă se spală. Se spală cu apă și cu săpun. Pe acest moment închipuie botezul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, momentul când El se botează în râul Iordan și pornește activitatea sa publică. După aceea, momentul următor din slujbă este spălarea la fel a Sfintei Mese cu apă aromată, cum avem în cazul nostru apă de trandafir, unele cazuri și vin. Aceasta simbolizează pregătirea sau ungerea trupului Mântuitorului Iisus Hristos înainte de a fi pus în mormânt. După aceea, Sfânta Masă este unsă cu Sfântul și Marele Mir. Aceasta simbolizează pogorirea Sfântului Duh peste Sfânta Masă, care va lucra prin preot și prin Sfintele Taine și Ierurgii și prin prefacerea Sfintelor Taine în sângele și trupul Mântuitorului Iisus Hristos, Sfânta Euharistie. Această lucrare se va face până la sfârșitul veacului. După aceea, pe Sfânta Masă se așează patru bucăți de pânză cu care sunt pictați chipurile evangheliștilor, patru evangheliști. În felul acesta, dorindu-se să se arăte și nouă, încă o dată în plus, să ne amintim că lucrarea de răspândire a Evangheliei au făcut-o Sfinții Apostoli. Patru, pentru că în toate cele patru direcții ale lumii s-a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Evangheliei, și popoarele au luminat, popoarele care au acceptat, s-au încreștinat și au urmat învățăturii lui Hristos. După aceea se așează o pânză albă care simbolizează giulgiul Mântuitorului Iisus Hristos, după care se așează o altă pânză care de asemenea de culoare albă, care simbolizează haina luminoasă și plină de slavă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se așează pe Sfânta Masă apoi Sfântul Antimis. Sfântul Antimis este o pânză sfințită pe care este imprimat momentul când Mântuitorul este pus în mormânt și care poartă în ele Sfintele Moaște. De asemenea, ca o mărturie peste veacuri că jertfa ucenicilor, jertfa martirilor nu a fost în zădare și ca o mărturie că și bisericile primare s-au așezat pe mormintele martirilor, pe mormintele mucenicilor. Se așează pe Sfânta Masă de asemenea Evanghelia și Sfânta Cruce. Învățătura și jertfa Mântuitorului Iisus Hristos prin care este mântuit tot cel care crede în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De acolo aprinde lumânarea și spune lumina lui Hristos luminează tuturor. Este lumina care ne luminează pe noi, lumina care ne duce către mântuirea sufletelor noastre. Este lumina care ne luminează calea cea adevărată, calea adevărată care duce la viață, care este Mântuitorul Iisus Hristos. După aceea se iese în biserică cu sfințirea, sfințim icoanele de catapeteazmă și pereții,
În aceasta arătându-se cu lucrarea Duhului Sfânt nu se limitează doar la Sfântul Altar, ci ea se referă sau se revarsă în întreaga biserică. Momentul sfințirii de bisericii este un moment binecuvântat, cum am zis, un moment important din viața comunității, pentru că biserica în momentul sfințirii reprezintă ofranda credincioșilor, ofranda care ei au decis din dragostea lor pentru Dumnezeu să o ofere Mântuitorul Iisus Hristos. Noi am oferit lucruri trecătoare, lucruri materiale, cum este piatra, varul, ferul, lemnul, dar câștigăm sau Dumnezeu ne răsplătește cu darul veșnic, cu darul spiritual, cu binecuvântări și cu iertare de păcate. Până la momentul sfințirii este darul nostru adus lui Dumnezeu. După momentul sfințirii deja este darul lui Dumnezeu, care ne-l oferă nouă. Este semn de binecuvântare pentru comunitatea respectivă. Este semnul că Bunul Dumnezeu ne-a răspuns ostenirilor noastre și ne-a acceptat darul nostru. Noi cântăm, ați auzit astăzi, că biserica sau acest Sfânt Lăcaș a fost construit de Bunul Dumnezeu, a fost întărit de Fiul și sfințit sau luminat de Duhul Sfânt. Deci întreaga treime lucrează la ridicarea, la sfințirea Sfântului Lăcaș. Dar împrumută inimile noastre darnice, Bunul Dumnezeu, și mâinile noastre. De aceea, toți participăm la o lucrare cum este o ridicare de biserică. Dar este o lucrare tainică care mulți sunt chemați, în mod special atunci când sunt invitați să devină ctitori, dar răspund doar cei care inima lor este deschisă spre a dărui. Inima este deschisă pentru a răspunde darul lui Dumnezeu. Darul, tot ce avem în viața noastră, reprezintă darul Dumnezeu. Viața este darul Dumnezeu, libertatea noastră, darul Dumnezeu, toate ce avem noi. Pe faptul că ne mișcăm, faptul că vedem, tot sunt darurile lui Dumnezeu, cele materiale sunt darurile lui Dumnezeu. Și cel care răspunde să fie ctitor înțelege că tot ce are el este de la Dumnezeu și răspunde în felul acesta marului dar care, sau mar, darul care le primește Dumnezeu prin oferirea din puținul lui pentru a fi ridicat un Sfânt Lăcaș. Spuneam că mulți aud chemarea de a deveni ctitori, dar răspund doar cei care le permite inima să înțeleagă că tot ce are în viața lui este darul, sunt darurile lui Dumnezeu. Biserica a numit-o părinții poarta cerului, prin care în chip tainic și nevăzut coboară Hristos cu îngerii și lucrează în viața noastră. Răspunde felul acesta credinții noastre. Biserica a fost numită și corabie care ne trece pe noi din această lume trecătoare la viața cea veșnică. Inspirat a numit biserica Sfântul Maxim Mărturisitor, un sfânt din secolul 7, care a numit biserica laborator al învierii. Deci propria noastră înviere, noi cu toții o lucrăm în biserică. Este laboratorul unde prin rugăciune, prin post, prin taina Sfintei Mărturisiri, prin taina Sfintei Împărtășanii, prin celelalte taine și lucrări și hierurgii ale bisericii, noi lucrăm propria noastră mântuire. De aceea este foarte important în zi de duminică, în zi de sărbători, să pășim pragul bisericii și să lucrăm atât cât reușim în ziua respectivă, să lucrăm la propria noastră înviere. Biserica a fost numită și cerul coborât pe pământ. Această definiție a dat-o Sfântul German al Constantinopolului. Și de asemenea, un alt sfânt al bisericii, Sfântul Nicolae de Cabasila, a numit biserica Anticamera Împărăției lui Dumnezeu. Noi dacă ne aflăm în Sfânta Biserică și venim
așa cum este rânduiala în biserică, noi ne aflăm în anticamera Împărăției Dumnezeu, unde lucrăm propria noastră înviere. Momentul de sfințire a unei biserici este de fapt un îndemn la sfințirea propriei noastre vieți. Și sfințirea unei o facem de asemenea în Sfântul Lăcaș și prin lucrarea zilnică a noastră, rugăria sufletului, care este rugăciunea. De sfințirea bisericii cumva ne amintește și noi că avem și noi de lucrat la propria noastră sfinție, sau să lucrăm sfințirea noastră și să lucrăm la propria noastră înviere. Deci momentul sfințirii în biserici ne duce cu gândul că vedem o biserică construită de piatră, deci o biserică materială, ne îndeamnă cu gândul să vedem ce facem noi cu biserica din sufletele noastre, din interiorul nostru. Bineînțeles, ziua de astăzi trebuie să fie un început bun pentru noi toți. Un început că vom lucra la propria noastră înviere. Vom lucra sfințindu-ne viața în fiecare zi, prin rugăciune, prin post, prin prezența la biserică, prin sfânta spovedanie, prin sfânta împărtășanie, prin toată lucrarea care a rânduit-o biserica, pentru ca și noi, într-o bună zi, să ne putem bucura de veselia și de fericirea sfinților. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, tot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Hușilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Episcopul de Bălți, Antonie, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de aici de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămânac, preoți, diacon, diacon, monași și monahii, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții chitrai Sfântul Locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinător, ctitor, inuria și binefăcător acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii Catedrale Mântuirii Neamului și pentru toți lucrătorii și ziditorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătatea, ajutorul și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor, și a toată milostivirea cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc ajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru toate binefacerile ce au fost asupra robilor tăi. Preotul Vasile Mihăiță dinpreună cu toți credincioși acestei parohii, cu toți preoții, slujitori, diaconi, credincioși care sunt de față la această sfântă și dumnezească liturghie. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primit până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivire în vremi și tale se împlini cererile. Așa și de acum înainte, îmbrănicește ascolind dreapta credință în dragostea cea către tine și cea către aproapele. Și în toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, izbăvește de toate rău întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne vrănicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a grei, și a cânta ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne, și cu iubire de oameni ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru tot sufletul cel nătăjit și întristat, care are trebuință de mila și de ajutorul Tău, Doamne, pentru toți cei care sunt bolnavi în spitale, în azile sau la casele lor, pentru toți cei care sunt lipsiți, orfani, părăsiți, deznădăjduiți, fără de credință, singuri, triști și închiși, pentru toți cei care sunt prigoniți, pentru credința lor, pentru toți cei care așteaptă dreptatea în procese, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru toți preoții noștri, pentru toți viețuitorii din sfintele noastre mănăstiri, pentru toți credincioșii noștri, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine pentru toți sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, Doamne, miluiește! Am greșit fără de lege, am făcut și pentru aceasta mânia cea dreaptă ne-a ajuns pe noi. Doamne, Dumnezeu nostru, și în bar morții ne-a împresurat pe noi și de forții iadului ne-am apropiat. Deci către tine, Dumnezeu nostru, cu luminiță strigăm ție. Fie-ți milă de poporul tău și nu-l pierde de tot, cu umilință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, cerșești, stăpânești moartea și viața, nu da morții, pe robii tăi, ce oprești de la noi mânirea și urgia ta,
pentru că perca funzile noastre răniți suntem ca iarba sau scatăria noastră și perim de tot din pricina păcatelor noastre. Fie-ți milă de robii tăi, într-o pocăință cu lacrimi ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Adu-ți aminte, Doamne, că trup suntem duh și duh ce este ce nu se mai întoarce și cu milostivire oprește mânia ta cea cu dreptate pornită asupra noastră, cu care ca și cu o sabie înainte de vreme tai pe noi, să dăște boala și tămăduiește-ne, ca să nu ferim, că nu morții te vor lăuda pe tine, nici ce se pogoară, ia ce noi vii, te lăudăm și cu inimă zdrobită, suspinând ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doctorul sufletelor și a trupurilor cu umilință și cu zdrobire din inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletului și al trupului rogilor tăi, ce bolesc cumplit și ca un bun, iartă-le toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, și de grav ridică-i din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce nu voiești moartea păcătos și se întoarcă să fie viu, îndură-te și te nu-i miluiește pe robii tăi care bolesc cumplit milostivie. Contenește-ne boala, ușurează-le suferința și toată neputința, încetează răceala, potolește fierbințeală, ține mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fita lui ești sănătos și arată. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce cu atingerea ta ai vindecat pe soacra lui Petru, vin la prinsă de friguri și acum, Mântuitorule, pe robii tăi care bolesc cumplit, vindecă-i de grab, dându-lor sănătate. Cu din adinsul ne rugăm izvorul al vindecărilor, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Cel ce ai primit lacrimi lui Ezechia și lui Manasi, pocăința ninivitean și mărturiesc lui David, și de grabe miluit, primește și rugăciunea noastră, ce se aduce ție cu umilință în tot bunurile împărate, și ca un îndurat miluiește pe robii tăi care bolesc cumplit, dăruindu-lor sănătate, cu lacrimi ne rugăm ție, zborul al vieții și al nemuririi, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Iarăși de multe ori credem la tine și ne rugăm ție, bunurile și viitorul de oameni, ca previnți spre rugăciunea noastră să curățești sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și al Duhului. Și ne dai nouă să stăm nevinoși și fără de o sânge înaintea Sfântul tău jertfelnic. Și dăruiești Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le rost să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și într-o nevinovăție și fără o sândă să se împărtășească cu Sfinții tale taine și să se învrednicească de cerească a ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziție, slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
Oh,
slăvitorilor creștini. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. În alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iași și mitropolit al Moldovei și Bucovinii, să-L pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe preasfințitul părintele nostru Ignatie, episcopul Hușilor, să-L pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecuvântatul popor român de pretutine, pe cărmuitorii țării noastre, mai mare orașe și ai satelor, și viitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe preasfințitul părintele nostru Antonie, episcopul de Bălți, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, episcop, preoți, rămânahi, rodiacon, diacon, monah și monahi, pe toți din clerul bisericesc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Sfântul Ferișei, Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicol, Nețeanu, Sfânt și Teoctiș, mitropoliții Moldovei și Bucovinii și episcopii de Huș, să-i pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți într-o adormire, eroi ostași, luptători din toate timp și toate locurile, căzuți pe câmpuri de luptă în lagere sau în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și puri apovestitori ai Sfântului Lăcașului acestuia și pe alcătitori viitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintr-un neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, sar, surori, fii și fiice, soți și soții, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Thank you.
Rugăciunea noastră, Domnului, Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului, să ne rugăm, Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Toate desăvârșite, suntem pace și fără de păcat, de la Domnul se cere. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul se cere. Păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Doamne, bune și de folos sufletelor noastre și pace în lume, de la Domnul să cerem. Doamne, vieții noastre în pace și trup pocăință o să vârși, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinezi vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace, și răspuns bună înfricoșătoare a judecata lui Hristos, să cerem. Dă-i, Doamne, că prea sfânta, curata, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește. Toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Domnului tău. Pe alții ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, treimea cea de o ființă și nedespărțită.
și locul nostru. Este și va fi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotziitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturile și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl fugere, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez treptare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus să avem inimile. Ceva să fie. Pentru toate acestea, mulțumim ție și o născut Fiului Tău și Duhul Tău celui Sfânt, pentru toate cele pe care le știm, pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și cele nearătate și ne s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit, au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase arcase înalță din urând. În tare biruințe cântând, strigând, glas înălțând și grăind, sfânt, 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 Domnul Salvaos, bine este cuvântul.
bine într-o numele Domnului, Hosana celui din cruc înălțime. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se vrânge pentru voi, pe iertarea păcatelor. Amin. Ești dintr-o acesta tot, acesta este sângele alegricele noi, care pentru voi și pentru voi se vasă, pe iertarea păcatelor. Ale dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Binecuvintează prea sfinții stăpâne pe amândouă sfinte, prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt. Amin, amin, amin. Pentru ca să fie celor cel care se vor împărtăși, spre trezirea sufletului spre iertarea păcatelor, pentru că celor cu sfântul tău din pătrânii împărtii cerului, pentru că această preție, ea nu se va împărtă ca să fie o sângă, Sfânta curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea fecioara Maria. Amen.
Sfințitul Părintele nostru, Teofan, Arhiepiscopul Iașilor, Metropolitul Moldovei și Bucovinei, cele preasfințitul Părintele nostru Antonie, Episcopul de Bălți, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, de învățând cuvântul adevărului tău. Omenește, Doamne, întâi pe preasfințitul Părintele nostru Ignatie, Episcopul Cuților, pe care îl dărâiește Sfântul Dar Biserici, în pace întregi, cinstiți, toți îndelungați în zile, de învățând cuvântul adevărului tău. Precoce, și precoce. Adesea aminte, Doamne, satul acesta, în care de conditate orașe și satele și și provinții de tot cântrânsă. Adesea aminte, Doamne, de ce și călcreste ape de ostaci primare, de cei bolnavi, de cei ce pătinezi, de cei robici de mântuirea lor. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce aduc daură și fac bine în Sfintele tale biserici și și aduc aminte de cei sărași și trimite peste noi tot inimile tale. Și ne dă nouă cu ură și o inima să duce a cânta preacinstitule și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Și cu Duhul Tău, pe toți Sfinții pomenindu-i iară și iară în pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele taruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru, Cel ce l-a primit pe ele, Sfântul cel mai presus de cer și duhovnicescul său jertfelnic, când miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul ca și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de toate cazuri, mânia, Dumnezeu și voia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată de săvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Doamne! Rugi de pace, credincios, învectător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Doamne! Și iertare de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cere. Dă, Doamne! Sufletelor noastre și pace în lume de la Domnul să cere. Dă, Doamne! Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit. De la Domnul să cere. Dă, Doamne! Și creștine sunt vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoară judecata lui Hristos să cere. Dă, Doamne! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh Cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, Hristos Dumnezeu să o dăm. Fie, Doamne!
și ne vrednicește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cer vitam. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhul lui Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Cu cei ce cătuiesc pe apă, pe uscați, pe neamnă împreună crăpărește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce e doctorul sufletului și al trupului noastră. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiți credincioși, în timp ce o să ne împărtășim noi slujitorii Sfântului Altar, o să vă rog frumos ca să aveți inima deschisă, ca să ascultăm trei ansambluri, două folclorice și unul coral, veniți special pentru acest eveniment, această bucurie a satului Polocin, prilejuit de sfințirea bisericii. O să îi ascultăm cu maximă atenție și bucurie, bineînțeles, pe membrii ansamblului folcloric Răzeșii, de aici din Pogonești. Dânsii au un repertoriu foarte frumos. Eu am avut ocazia de a-l asculta niște colinde foarte frumoase și am îndemnat să le culeagă, să le cânte și să le transmită mai departe celor mai tineri. Ansamblul folcloric Răzeșii din Pogonești este îndrumat, este coordonat de domnul învățător Dumitru Andrei. După ce vor cânta membrii ansamblului folcloric Răzeșii,
O să ascultăm pe cei mici, ansamblu de copii, Doinița din Pogonești și invitații noștri special din Basarabia, Republica Moldova, dar noi spunem mai degrabă Basarabia, ansamblu coral Doinița. Dânșii au mai fost mai fost la Hora din Străbuni, un festival foarte frumos organizat de către Consiliul Județean al județului Vaslui în august, întotdeauna a fost și acum în anul acesta un festival de mare calitate și de frumusețe prin cei care au participat la acest festival. Îi ascultăm pe dânsii și pe dânsii. Ansamblul coral Doinița din Republica Moldova, din Basarabia, este îndrumat de doamna Svetlana. Fiecare dintre cele trei ansambluri, așa mi s-a transmis, vor cânta câte trei cântece. Câte trei cântece. Să ascultăm. No, I...
miluiește, Domnul slavei, prin glasul Sfintei Liturghiei, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, orfani copii, deși m-am înălțat la ceruri, eu nu vă las, eu nu vă las, în fiecare liturghie, eu iarăși mă cobor la voi, din nou e coasta mea străpunsă, și-mi curge sânge, și-mi curge sângele și roi. Și-mi curge sângele și roi. Mă răstignesc din nou pe cruce, în umbra Sfântului altar. Primiți-mi sângele și trupul, să nu vin iar. Doamne, Doamne,
adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul n-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de de la Dunăre naval, să lăsajă de cebal, sus pe creasta muntelui, pintea și ai duce lui, țin în mâna un pumnal. Țara mea încălzeram, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Stă de pază în Codrideș, Ștefan cu ai lui Răzeș, ia-n cu craiul moților, ești stăpânul munților, pentru noi încă trăiești. Țara mea un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Port o pinca în picior și căciula dacilor, limba pe care o vorbim, pe la Daci o moștenim, limba scumpul nostru dor. Țara mea sunt a noastră avere, a românilor putere, pași și ape și câmpii, a românilor moșii, asta-i marea noastră avere. Țara mea în colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, am primit din cer un dar, un loc sfântul sfânt cotar, să-l iubim până la mormânt. Țara mea e un colț de rai, un buchet de flori de mai, și Ardealul și Banatul, Dobrogea și Toregatul, Basarabia iubită cu românii înfrățită, un buchet de flori de mai. Avem o țară unde au stăpânit odată viteji, danși, bărbați nemuritori, și unde stau de breacul la olaltă izboare voi și mulți cu fruntea-n țări. Avem troițe sfinte, altare și icoane, și candelar cu mii de pârpâiri. Avem prigoane, că ne e plin pământul de martiri. Avem un rai de sfinți, întemniți dați la moarte și aruncați în groapă neștiuți. Dar astăzi din pământul la o parte ies moaște sfinte, zeche grea de deținuți. E jertfa lor de veacuri mărturia, ce strigă din mormi
Chișină. Spune-i fraților să știe că îi aștept mereu. Cuculepa năsurie zboară în Chișină. Spune-i fraților să știe că îi aștept mereu. Spune, Doamne, cum să pot uita sora dragă Basara mia. Spune, Doamne, cum să pot uita sora dragă Basara mia. Și mai cântă în ce aparte până la Cernăuț, inima la fel ne bate cât suntem de muleți. Și mai cântă-n ce aparte până la Cernăuț, inima la fel ne bate cât suntem de muleți. Spune, Doamne, cum să pot uita sora dragă Bucovina mea. Spune, Doamne, cum să pot uita sora. Ștefan, din codricus minului zboară Cugbălar, până la vârful muntelui lăsat de Ștefan. Spune, Doamne, cum să pot uita mama dragă și Moldova mea. Spune, Doamne, cum să pot uita mama. Thank you.
Bună ziua! Fericiți pământeni care aveți alături de voi fețe bisericești extraordinare, care prin rugăciunea lor ne apropie de Dumnezeu, la care ne vom duce cu toții. A existat astăzi un pericol iminent să nu ne vedem. La o vamă am fost respinși, iar la alta peste 200 de kilometri primiți. Adică noi am făcut distanța de 150 de kilometri în 12 ore. Dar am ajuns aici. Da. Trebuie să ne mobilizăm, să fim pozitivi și să prezentăm ceva frumos în fața dumneavoastră. Poate cineva se întreabă ce ne leagă pe noi cu acest bucată de pământ frumoasă. Doamna preoteasă, poate nu mă exprim corect, Raisa este eleva mea și a multor din cor, fiindcă aici mai sunt profesori. Satul Sireț, raionul Strășeni, 17 km de la capitală, și măicuța lor, Antonina, care face naveta la nord și apoi vine în România să-și vadă nepoții, dar nu uită de noi, formația corală Doinița, și atunci când vine, cântă împreună cu noi. Astăzi vreau să vă prezentăm câteva lucrări corale care ne-au părut nouă mai interesante și o să ascultați la început un Ave Maria de un compozitor ai secolului 15, Iacob Arcadiel. Sperăm să... Mulțumim! Da, cu cea mai mare plăcere, de ce am vrut să vorbim la început. Eu vreau să rog să vină la noi Părintele Mihai, care atât de mult a vrut să ne vadă, noi nu am putut să refuzăm. Și o să aveți din partea noastră un mic cadou de suflet, cina cea de taină, găsiți un loc pentru ea așa pe care îl merită această icoană. Vă rog, veniți să primiți icoana din partea noastră, ca să eliberăm mâinile să putem cânta. Mulțumim
mulțumim foarte mult și dacă sunteți de acord să ascultăm în timp ce o să împărtășim, e cea mai frumoasă cinste care se poate acorda unui grup coral, unui ansamblu coral, să cânte în timp ce o să împărtășim pe copilaș. Dar vă rog foarte mult, liniște, ați auzit 200 de kilometri au făcut acești oameni minunați ca să vină și să ne cânte. Noi ar trebui să nu vorbim cam cât? Cam 200 de minute, da? Da. E bine? Da. Să fie echivalent cu kilometri pe care dânșii au făcut. O să împărtășim acum, zicem rugăciunea de împărtășanie și după ce am zis rugăciunea de împărtășanie, corala Doinița, îndrumat de doamna Svetlana, care așa de frumos ne-a vorbit, va cânta în timpul împărtășirii. În timpul împărtășirii. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă! Cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat Domnul. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Încă cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-arătă mie greșalele mele, cele de voie și de fără de voie, cele cuvântul sau cu lucru, cele cu știința și cu știința. Și mă vrednicește fără de o sână să mă păcășesc spre curatele tale taine, spre tare păcatului, spre viață de veci, amin. Cine-i tale, cele de taina, astăzi Fiul lui Dumnezeu, părtași, mă primește. Că nu voi spune vrăjmașul pe taina ta. Îi sărutarezi voi dacă ai Iuda și ca pe harul, mărturisindu-mă spre ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecat, să spre sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele tale taine, ci spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Acum vă ascultăm în liniște desăvârșită. E cel mai minunat moment al liturghiei când împărtășim și, desigur, în ambianța cântărilor de care ne vor bucura membrii ansamblului Doinița din Basarabia. Avem două potire să împărtășim de o parte și de alta, în stânga și în dreapta dumneavoastră.
să-mi fie mie spre viața de veci și scump sângele Tău, spre iertarea păcatului să-mi fie mie cu mânecătura aceasta, spre sănătate, spre veselie și spre bucurie și la a doua și înfricoșată venirea Ta învrâncește-mă pe mine, păcătos să dă dreaptă slavei Tale pentru rugăciunile prea curate Maicii Tale și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Vă rugăm mult de tot puțină liniște. Reușim să facem puțină liniște? Vă rog mult de tot. Reușim să facem puțină liniște? Ca să facem diferența dintre piață și biserică. Ați auzit cât de frumos au cântat? Dar nu prea ați ascultat unul. Că ați vorbit. Am fost câțiva care i-am ascultat. Și v-am rugat să îi ascultăm că au făcut un efort atât de mare ca să vină aici, la noi, să dea un plus de frumusețe sărbătorii noastre. Părintele, la sfârșitul liturghiei, o să îi dăruiască doamnei Svetlana Rebeja, cea care este coordonatoarea, îndrumătoarea acestui ansamblu coral foarte frumos, o să îi dăruiască o icoană în semn de mulțumire și de recunoștință pentru efortul de a veni aici, la noi. Doamne ajută! Părinte, să vină copiii la dumneavoastră! Copiii să vină, să guste din bomboanele din Basarabia! Mulțumim! Hai, mulțumim! Aici o să primească copiii bomboane, dar ne trebuie și nouă, sunt așa de bune, că ne trebuie și nouă celor mari. Sunt de la Bucuria. Cunoașteți această, cum să numim noi, firmă, fabrică de dulciuri. Mulțumim foarte mult, doamna Svetlana. Vă rog să aplaudăm, măcar așa. Cel mai tare să bată din palme cei care nu au ascultat și au vorbit. Mai tare, un pic până se roșesc puțin palmele. Mântuiește Dumnezeule poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc, am aflat credința cea adevărată, de despărțit de Sfintele Inimii, închinându-ne, că aceasta ne-a mântuit pe noi. Că aceasta ne-a mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururia și-n vecii vecilor. Amin. Să te mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcacere, pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Mulțumim Ție, Stăpâne, viitorule de oameni, detătorule de bine al sfântelor noastre, căci în ziua de acum ne îmbrânci de cele și noi nemuritoare tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți în trupica Ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru căciunile și mijlocile slăvite născătoare, Dumnezeu și Prea Fecioare Maria, pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Sfințirea noastră, că Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În pace să ieșim. În numele Domnului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei Tale, Tu pe aceștia răsplătești, premărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine.
Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până-n veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat de acum și până în veac. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preasfințite Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui întru Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ale Sfintei Mare Mucenițe Chiriache, ocrotitoare Episcopiei Hușilor, ale Sfinților Apostol Petru și Pavel, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, ocrotitori acestui Sfânt Lăcaș, ale Celuintru Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolei, a cărui dumnezească liturghia am săvârșit, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, ale Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona și ale Sfântului Chiriac de la Tazlău, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Pentru mulți ani, pentru mulți ani, pentru mulți ani, Sfințite Părinte Episcop Antonie, preacuvioși și preacucernici părinți, stimate domnule președinte al Consiliului Județean Vaslui, stimate domnule primar al Comunei Pogonești, distinși invitați, iubiți frați și surori împreună rugători, suntem contemporani un eveniment deosebit din viața acestui sat, acestei comunități, a celor care locuiți aici, pentru că noi astăzi, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Antonie, Episcopul de Bălți din Basarabia, împreună cu preoții, diaconii, slujitori, am sfințit, am binecuvântat, am chemat Harul lui Dumnezeu peste truda
muncii dumneavoastră, a celor care ați ctitorit aici această biserică. Biserică ridicată din dragoste, din jertfa tuturor celor care ați fost implicați în acest proiect deosebit, minunat, pentru veșnicie. Așa, cu gândul acesta, se construiesc bisericile pentru veșnicie. În satele depopulate dispar școlile, dispar primăriile, dispar case. Singura care rămâne ca o mărturie peste veacuri este biserica. Și spune biserica despre faptul că acolo au fost o mână de oameni care au locuit, s-au rugat și l-au căutat pe Dumnezeu. De aceea, eu mă bucur foarte mult pentru acest eveniment, pentru această bucurie deosebită. Acum câteva luni, când am venit să vizitez șantierul acestei biserici, împreună cu Părintele Protopop de Bârlat, Părintele Vasile Lăiu, i-am întâlnit aici pe credincioși și le-am spus dacă vor să sfințească biserica anul acesta. Și au fost foarte prompți. N-au zăbovit, n-am dat răspunsul spunându-mi, da, anul acesta îl sfințim. Când este gramul? Pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana. Și am stabilit în acel moment ca slujba de sfințire, de binecuvântare să fie pe data de 9 septembrie, în ziua de astăzi. O mare bucurie! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi deosebită. Sfinților care ocrotesc această biserică, Sfinților Apostol Petru și Pavel, Sfinților Ioachim și Ana, Părinții Maicii Domnului. Mulțumesc în mod deosebit invitatului nostru din Basarabia. Mie mi este mai drag să spun Basarabia decât Republica Moldova. Îi mulțumesc din suflet pentru osteneală, pentru efort și pentru dragostea pe care o are față de Episcopia Cușilor, Preasfințitului Părinte Episcop Antonie, care din vârful, din creștetul capului până în vârful degetelor de la picioare este numai românism, să știți. Arde de românism, Preasfințitul. E o flacără. Acolo, în nordul Basarabiei, care, dacă greșesc, Preasfinția voastră, mă corectați, e partea cea mai rusificată. Cea mai rusificată. Eu am fost acolo, la invitația Preasfințitului, la un eveniment frumos și a vorbi românește, a simți românește, a trăi credința în graiul părinților și strămoșilor noștri, un mare, mare dar. Și Preasfințitul Episcop Antonie este unul dintre ierarhii care se străduie cu foarte multă dăruire, cu foarte multă jertfă să mențină candela unității neamului românesc aprinsă acolo în Basarabia. Și mulțumim foarte mult pentru efort, pentru dragoste. Dânsul va mai avea o intervenție la un moment dat de suflet, așa cum deja s-a încetățenit în toate bisericile sau mănăstirile sau la catedralele episcopale unde participă Preasfinția sa la slujbă, dăruiește câte o candelă aprinsă pentru neamul românesc, pentru unitatea neamului românesc. Îi mulțumim din suflet pentru efort, pentru dragostea de a fi părtaș acest eveniment deosebit din viața satului Polocin. Le mulțumesc foarte mult preoților, împreună slujitori, părinților stareți de la mănăstiri, părinților de la bisericile de parohie, părinților diacon pentru
împreună slujire pentru bucuria de a fi astăzi aici, la această sărbătoare deosebită. Mulțumesc pentru prezență și domnului președinte al Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, cel cu care avem o colaborare deosebită, proiecte comune, culturale și filantropice, dar și dezidire a bisericilor de aici, din județul Vaslui. Și mulțumim foarte mult că și-a găsit timp să fie aici împreună cu noi, este acolo în mulțime, poate unul nici nu-l cunoașteți, și așa este bine ca edilii, cei care sunt rânduiți să ne conducă din punct de vedere administrativ, să fie acolo în mijlocul dumneavoastră. Îi mulțumesc pentru prezență și domnului primar al Comunei Pogonești, Mihai Apostol, care are această deschidere, disponibilitate față de proiectele parohiei Pogonești. Și mai este un motiv de bucurie. Este ziua dânsului de naștere astăzi, născut într-o zi foarte cu semnificație frumoasă. Îi spunem la mulți ani domnului primar Mihai Apostol. Îi mulțumesc părintelui Vasile Mihăiță Maximoiu pentru lucrurile frumoase care se fac aici, s-au făcut aici, această biserică. Construcția ei a fost coordonată de părintele, de familia și de familia dânsului, de doamna preoteasă, de cei, de oamenii toți care au avut acest imbold lăuntric de a se atașa proiectului de a ridica aici o biserică în satul Polocin, unde părintele Vasile spunea că sunt 40 de, cam vreo 40 de familii. O biserică foarte frumoasă, cu o clopotniță, cu o intrare, așa frumoasă, măreață. Și mulțumesc foarte mult părintelui Vasile. Noi ne-am gândit, episcopia noastră s-a gândit să îi fie recunoscător părintelui prin conferirea distinției de iconom stavrofor și pentru această biserică, dar și pentru casa parohială pe care părintele a ridicat-o în Pogonești, o casă foarte frumoasă, care, vă asigur eu, nu-i rămâne părintelui. Rămâne preoților care vor veni după părintele. Părintele nu o să trăiască o veșnicie. Dar cei care vor veni și după părintele vor mulțumi că prin implicarea dumneavoastră, a credincioșilor, prin strădania părintelui, este o casă parohială foarte frumoasă. Și eu vă spun acest lucru ca episcop, că veniți și-mi cereți unii dintre dumneavoastră parohiile unde nu este preot și îmi spuneți preasfințite, dați-ne un preot. Și eu mă gândesc să găsesc pe cineva și părinții preoții mă întreabă, candidații la preoție, cei care încă nu sunt hirotoniți, este casă parohială acolo? Și zic eu, nu este, n-ai unde sta părinte. Păi unde să mă duc atunci? Ca să vedeți că și casa parohială este foarte esențială pentru viața unei comunități, a unei parohii. Îi mulțumesc frumos părintelui și doamnei preotese, vreau să-i mulțumesc la momentul oportun, cea care se ocupă de grupul acela de copilași, care cântă foarte frumos, doamna preoteasă Raisa. Îi mulțumesc și dânsei. După ce o să-i conferim această distinție, distinția de iconom stavrofor, părintelui Vasile, o să dăm mai multe diplome de cinstire, de mulțumire, de recunoștință tuturor celor care, evident, care au fost propuși de părintele Vasile, celor care au fost implicați în această lucrare foarte frumoasă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru dragoste, pentru răbdare și pentru faptul că așa un 60% ați fost îngeri, 40% ați fost oameni, că ați vorbit. Îngerii când vin la biserică, îngerii în ceruri,
și ei sunt părtași la liturgia noastră, că spunem în liturgie că îngerii sunt de față la rugăciune, îngerii au drept îndeletnicire primordială, rugăciunea. Ei se hrănesc cu rugăciunea și cu lumina în slavă lui Dumnezeu. Așa ar trebui și noi când venim la biserică să fim ca îngerii, să nu vorbim. Dar voastră ați fost un pic și oameni astăzi. Ați mai vorbit puțin la slujbă. După ce o să conferim aceste distinții, în tihnă, o să intrați cu toții prin Sfântul Altar, vă închinați în bună rânduială și vă asigur de ceva. Altarul nu se mută de acolo. Indiferent cât de mult sau mai puțin vă grăbiți, rămâne tot acolo. De aceea vă cer să aveți starea aceasta de îngăduință, de liniște sufletească când vă intrați în Sfântul Altar. Părinte! Poruncește, porunciți, porunciți prea sfințite părinte, spre robul lui Dumnezeu, prea cucernicul preot Vasile Mihăiță, care vi se aduce înainte spre a fi hirotesit iconom stavrofor, pe seama parohiei, cu hramul Sfinții Apostol Petru și Pavel și Sfinții și Dumnezeiești Părinții Joachim și Iana din parohia Pogonești, protopopiatul Burlad. Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciune le economisești și prin economia Ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom mare care bine a economisit, l-ai lăudat și ca pe un stăpân al casei, binecuvântează și pe robul tău acesta, preotul Vasile. Spre slujba de econom stavrofor și îl împuternicește și îl întărește pe el ca în credință, în înțelepciune și în bucurie să se economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucurie celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușinea de care trebuie să fugă. Și de o sânda sluji cele viclene care cu lenevie și-a îngropat talentul. Pentru găciunile și mijlocirile prea curatei stăpânii noastre, Dumnezeu născătoare, ale Sfântului și întotdeauna apostol și bun biruitor mucenic Barnava și pentru ale tuturor sfinților tăi, că s-a sfințit și s-a slăvit pentru tot cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Smerenia noastră prin Harul întru tot Sfântului Duh, începătorul de săvârșiri, te prohirisește pe tine, preacucerice preot Vasile, econom stavrohor. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin, amin, amin. Diplomă de promovare în rang, ascultând sfatul Sfântului Apostol Pavel, care în Epistola 1 către Timotei spune preoții care își îndeplinesc binedregătoria să învrâncească de îndoită cinste, mai ales cei care se ostenesc cu cuvântul și cu învățătura, pe temeiul încredințărilor despre osârdea și lucrarea deosebită săvârșită pentru păstrarea și întărirea dreptei credințe, precum și pentru slavă Bisericii Ortodoxe, cea una sfântă, sobornicească și apostolică, am socotit de bine a acorda rangul de iconom stavrofor preacucernicului părinte Vasile Mihăiță Maximoiu de la parohia Sfântului Ierarh Nicolae din Pogonești, protopopiatul Bârlad, județul Vaslui, și dreptul de a purta cruce pectorală, brâu roșu și bedernință în semn de prețuire. Nădăjduim că această cinstire va fi pentru preacucernicia sa teme de sporire a râvnei pentru biserica noastră strămoșească, iar pentru ceilalți clerici îndemn spre mulțirea zelului pastoral, pentru mântuirea credincioșilor și spre mângâierea noastră dată în reședința episcopală din Cuș,
în anul mântuirii 2021, luna septembrie, ziua a noua. Vrednic este! 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 Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, acum, așa cum v-am spus, o să conferim mai multe distinții celor care au fost implicați în lucrarea de ridicare, de zidire din temelii, că această biserică nu era aici, în acest sat. Se acordă distinția de vrednicie Sfânta Mare Mucenință Chiriachi, Doamne Preotese, Raisa Maximoiu. Aici, să știți că nu părintele a propus, eu am propus să-i dăm și Doamnei Preotese această distinție. Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Distinția de vrednicie Sfânta Mare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului primar al comunei Pogonești, Mihai Apostol. Poftiți, domnul primar, vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului primar Aurel Puițel, fostul primar al comunei Pogonești, pe care l-am întâlnit în foarte multe rânduri aici, când de multe ori l-am întâlnit, când veneam la slujba aici. Poftiți, domnul primar, domnul Aurel Puițel. Este aici, da? Da, este. Vrednic este. Poftiți, poftiți aici, vă rog să... Nu e aici. A fost, a plecat, o să-i da părintele. Îi mulțumim și dânsului pentru implicare. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ionel Iordache. Domnul Ionel Iordache. A, dânsul-i primarul. Ei mi-au confundat numele. Adică am încurcat eu, că știu după... Poftiți, că pe dânsul l-am prins, pe cel de dinainte nu cred că l-am prins. Vrednic este, poftiți, domnul primar. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Pe dânsul l-am întâlnit, uitați-vă bine că eu l-am ținut minte. Vedeți cât de important este să am memorie vizuală, că după nume nu l-am mai reținut, dar când l-am văzut, am zis că este primarul care a fost înainte și un mare susținător, membru al grupului, ansamblului folcloric Crăzeșii din Pogonești. Mulțumim, domnul primar, mulțumim foarte mult pentru implicare și pentru tot. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Valentin Cruceanu. Domnul Pictor, poftiți, domnul Pictor.
Vrednic este. Vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Gheorghe Boitan. Vrednic este. Vrednic este. E aici domnul, dacă nu o să-i dea părintele, poftiți, vă rog să vă ridicați diploma, poftiți, vă rog. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Ioan C. Lupu. Vrednic este. Vrednic este. Sănătate. Mulțumim frumos. Mulțumim. Sănătate multe să aveți. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Ion Moise. Poftiți. Deci cine e? Domnul Lupu vine acum și domnul Moise îl așteptăm. Vrednic este. Vrednic este. Mulțumim. Frumos. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostol Petru și Pavel, se acordă domnului Singurel Andrei. Vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este, vrednic este. Distinția de vrednicie. Sănătate, mulțumim. Se acordă domnului Vasile Moise. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Vasile Șerban, epitropul. Părinte, vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Sănătate, aveți grijă, aveți grijă că sunt scări acolo. Mulțumim. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Ionel Buse, sculptorul. Domnul sculptor. Vrednic este. Poftiți, vă rog frumos. Vrednic este, vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Iancu Podoleanu. Vrednic este. Sănătate, mulțumim, domnul sculptor. Poftiți, domnul Iancu Podoleanu. Vrednic este, vrednic este. Nu este aici? Distinția de vrednicie sau doamna, dacă este soția dânsului? Nu este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Gelu Constantin. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Mulțumim. Vrednic este. Mulțumim foarte mult pentru implicare. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Ioan de Lupu. A mai fost un domn cu numele Lupu. Vrednic este. Poftiți, vă rog. Vrednic este. Vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Gheorghe Iordan. Vrednic este. Vrednic este. Poftiți, domnul Iordan. Vrednic să vă ridicați. Este, a, așa, încet. Nu vă grăbiți cu treabă bună. A, așa. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Vlăduț Stan. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Distinția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Adi Kazan. Ușor, stați. Așa, mulțumim, frumos. Vrednic este domnul Adi Kazan. Poftiți, vă rog. Distinția de vrednicie. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă acum domnul epitrop Gheorghe Șerban. Poftiți, domnul epitrop, a fost în altar la sfințirea altarului. Poftiți, domnul Șerban, încet, așa, cu
răbdare. Vrednic este, domnule Mitru, și mulțumim. Distincția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Ion Frunză. Vrednic este. Distincția de vrednicie, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă domnului Vasile Stan. Domnul Vasile Stan, vrednic este. Poftiți, vă rog. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ion Bucur. Vrednic este. Mulțumim, domnul Stan. Sănătate multă să aveți. Sănătate multă. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ionel Pătulea. Vrednic este. Vrednic este. E aici? Domnul Bucur, mulțumim, foarte mult, sănătate. O să-i da Părintele. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se conferă domnul Ionel S. Lovin. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este, vrednic. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Viorel David. Vrednic este, domnul Viorel David. Vrednic este. Vrednic este, vrednic. Poftiți. Secretar la primăria Tutova, poftiți. Sănătate, mulțumim. Sănătate. Acum pensionar, ați fost secretar. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Dumitru Stoian. Vrednic este. Vrednic este. Poftiți, domnul Stoian. Vrednic este. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ștefanache Năstase. Vrednic este, domnul Ștefanache Năstase. Poftiți, poftiți. Mulțumim. Să-i mulțumiți Tatălui dumneavoastră. Mulțumim frumos. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ioan Tătaru. Vrednic este. Vrednic este. Domnul Ioan Tătaru. Poftiți, vă rog. Așa încet, cu răbdare. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ștefanache Munteanu. Vrednic este. Vrednic este. Vrednic este. Mulțumim. Mulțumim din suflet. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Nelu Andrei. Poftiți, domnul Nelu Andrei sau sora dânsului, pentru tatăl dânșilor care a fost aici implicat, plecat la Domnul la ceruri, și în memoria tatălui dânșilor am conferit pentru copii această distinție. Le mulțumim foarte, foarte mult și să le ajute Dumnezeu să fie în continuare aproape de biserică. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Gheorghe Ifrim. Vrednic este. Vrednic este. Domnul Gheorghe Ifrim. Vrednic este. Vrednic. Distinția de vrednicie Sfinții Apostoli Petru și Pavel se acordă domnului Ionescu Teodorov. Domnul Ionescu Teodorov, vrednic este. Vrednic. Sau doamna, este. Soția. Poftiți, vă rog. Distinția de vrednicie Sfânta Mare Mucință Chiriachii se acordă doamnei Costanda I. Damian. Mulțumim. Aveți grijă, aveți grijă. Aveți grijă. Sănătate multă. Bucurie multă să aveți. Bucurie. Distinția vrednică este doamna Costanda Damian. Vrednică este. Doamna Cici, așa o cunoașteți dumneavoastră. Să poftească. Distinția de vrednicie Sfânta Mare Mucință Chiriachii se acordă doamnei Casandra Iordache. Vrednică este. Vrednică este.
vrednică este. Distincția de vrednicie, Sfânta Mare Inocență Chiriachii, se acordă Doamnei Maria Șerban. Poftiți, Doamna Casandra. Poftiți, Doamna Casandra. Doamna Maria Șerban, vrednică este. Vrednică este, vrednică este. Distinția de vrednicie, Sfânta Mare Mucință Chiriachii, se acordă Doamna Elena Crețu. Vrednică este, Doamna Elena Crețu. Vrednică este. Distinția de vrednicie, Sfânta Mare Mucință Chiriachii, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se acordă Domnului Învățător Dumitru Andrei. Poftiți, Domnul Învățător, cel care coordonați ansamblul folcloric Răzeșii. N-a mai stat. S-a grăbit. Vrednic este. O să-i da Părintele această distinție. Distinția de vrednicie Sfinții Apostol Petru și Pavel se acordă Domnului Alexandru Moisă. Vrednic este. Vrednic este. Îi mulțumim și dânsului. Vrednic. Distinția de vrednicie Sfinții Apostol Petru și Pavel. Distinția de vrednicie Sfinții Apostol Petru și Pavel se acordă Domnului Neculai Iordache și Domnului Marcel Iordache. Sunt frați de aici, din acest sat, veniți special pentru acest eveniment din Danemarca. Veniți. Poftiți! Vă mulțumim foarte mult! Anul acesta este dedicat de Biserica Ortodoxă Română românilor din diaspora. Le mulțumim foarte mult pentru acest efort de a fi aici prezenți cu noi. Vrednici sunt! Vrednici sunt! Nu știu care sunteți, Neculai, cine Neculai? Neculai. Mai ce? Neculai cine este? Aveți emoții! Mulțumim foarte mult! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi deosebită. Preasfinția voastră, o să spun un cuvânt foarte scurt, Părintele Vasile, foarte, foarte, foarte scurt, și după aceea Preasfințitul ne va mai împărtăși un moment foarte frumos, foarte frumos. Poftiți, Părinte! Preasfințite Părinte Episcop, vă rog să-mi îngăduiți câteva minute pentru a aduce și eu la rândul meu mulțumiri în primul rând Bunului Dumnezeu pentru această binecuvântată zi de astăzi, o zi frumoasă de toamnă, călduroasă, în care iată ne ajungi la mult visatul eveniment pentru care ne-am luptat într-un timp foarte scurt, având în vedere că noi atunci când am venit în această parohie ne-am îndreptat atenția foarte mult întâi spre ridicarea, construirea unei case parohiale și în paralel am lucrat și la această Sfântă Biserică. Iar anul acesta a rânduit Bunul Dumnezeu să fie binecuvântată cu veșmânt nou prin binecuvântarea Sfinților voastre. Aduc mulțumiri în primul rând Bunului Dumnezeu, Sfinților noștri ocrotitori, preasfințiților părinți pe care astăzi ne-au bucurat, ne-au înconjurat cu toată dragostea, Preasfințitul Părinte Episcop Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, pentru care am dorit foarte mult să fie în mijlocul nostru astăzi și mulțumim din tot sufletul. Mulțumim preacucernicilor părinți, consilieri eparhiali, inspectori eparhiali, preacuvioșilor părinți, preacucernicilor părinți, care au putut fi prezenți astăzi în mijlocul nostru. Aduc mulțumiri domnului primar Neculai Moraru, primar al Comunei Fălciu, pentru frumoasa colaborare și înțelegerea și ajutorul acordat pentru evenimentul de astăzi, domnului președinte al Consiliului Județean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu. Aduc mulțumiri domnului Onciu Valentin, manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, pentru la fel sprijinul acordat pentru evenimentul de astăzi. Aduc mulțumiri primărie și Consiliul Local Pogonești, pentru că au răspuns solicitărilor noastre ori de câte ori a fost nevoie. Aduc mulțumiri domnilor Călin Irez Meriță, Marcel Apostu, Ionel Munteanu, Vasile Andrei, Ioan Popescu, Constantin Vișan, Dănuț Guță,
Toma Năstase, care nu sunt altcineva decât consilierii noștri parohiali, fără de care nu am fi putut ajunge astăzi aici, dacă nu aveam aportul ajutorului lor. Vreau să mulțumesc în special doamnei doctor Cristina Tiron, care este prezentă astăzi aici în mijlocul nostru, mulțumesc din tot sufletul, doamnei doctor Laura Sava, doamnei Mirela Iordache, domnului Stoian Nelu, familiei Stanciu Ion, familiei Brumă Vasile, domnului, nu știu dacă mai este prezent astăzi aici, l-am văzut dimineață în timpul Sfintei Liturghii, pe un om care într-adevăr are această denumire de om mare, un om cu suflet, domnul inginer George Săvulescu, dacă mai este prezent. L-am văzut dimineață prezent aici în mijlocul nostru și îi mulțumesc din tot sufletul că a venit de departe. Mulțumesc domnului procuror Mihai Nicolae, președintele Casei de Ajutor Reciproc Bârlad. Mulțumesc din tot sufletul doamnei Svetlana Rebeja pentru că s-au zbătut și au reușit să ajungă în mijlocul nostru. M-ați emoționat, mi-au dat lacrimile, sincer, vă mărturisesc când ați vorbit. Mulțumesc din suflet grupului Psaltic al Catedralei Episcopale din Huș, condus de domnul Vlad Mironescu, grupul Sfintei Mari, grupul denumit Sfânta Mare Mucenițe Chiriachi. Mulțumesc din tot sufletul pentru prezența în mijlocul nostru. Și nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc părintelui protopop Vasile Lăiu pentru încrederea acordată, pentru ajutorul acordat, pentru tot și toate. Și dați-mi voie să îi dăruiesc o icoană. În semn de apreciere și rugăciune ca Maica Domnului să vă ocrotească, să ne fiți mereu în mijlocul nostru. Săruna, Părinte! Vreau să dăruiesc preasfințitului Părintele nostru Ignatie o icoană deosebit de frumoasă, dăruită nouă de către o doamnă credincioasă prezentă la toate evenimentele bisericii noastre, în special a Episcopiei Hușilor, să dea Bunul Dumnezeu să ne pomeniți atunci când o să vă rugați la Sfânta Maică, la Sfinții Părinții Achim și Ana, doamna doctor Cristina Tiron. Mulțumim din tot sufletul! Iar din partea tuturor credincioșilor, vreau să dăruim pe Sfințitul Părinte Ignatie un portret. Preasfințite Părinte, primiți din partea noastră o mică atenție, să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate, să ne păstoriți mulți ani și să vă rugați pentru noi păcătoși. Vă mulțumim din tot sufletul. Mulțumim, dar o să spun oficial, descurajez pe toată lumea care îmi dau tablouri. Nu-mi plac tablourile, să știți. Iertați-mă, a fost în alte vremuri cu tablouri multe, dar îi mulțumesc, Părinte, și să mă ierte, că dânsul mi-a dat cu foarte multă, foarte multă dragoste, foarte multă bucurie, dar eu nu prea sunt cu tablourile. Îi mulțumim, însă îl primesc acesta, știți de ce? Nu prea seamănă cu mine. Și atunci îl primesc cu mare drag. Seamănă mai degrabă, dacă vă uitați puțin la distanță, știți cu cine? Ridic sus de tot și să vedem dacă îi identifică cineva. Bun, o să vă spun, dar să nu credeți că am eu asemenea dorințe de măriri și de înălțimi. Mi se pare că seamănă mai degrabă cu Patriarhul României decât, nu știu cum, cine s-a gândit, dar îi mulțumesc Părintelui Părintelui Vasile. Mai are acum un tablou, deci mai este încă unul. Aducem mulțumiri și preasfinți Părinte Antonie. Ne-am dorit foarte mult să fiți în mijlocul nostru, să vă dea Bunul Dumnezeu multă sănătate și să păstoriți românii basarabeni sau basarabenii români de dincolo de Prut, așa cum ați făcut-o până acum, până la sfârșit. Așa se numește Bunul Dumnezeu, să rămână. Mulțumim
mi s-a mai dat coordonat un tablou, acolo eram puțin așa mai spiritualizat, eram așa tras la față, parcă eram mai mult dușea către o icoană și am zis că asta e bun, către asta trebuie să tind eu. Deci îmi dai o imagine către care trebuie să avansăm. Mulțumim! Da, mulțumim! Mulțumim! Vă mulțumim tuturor pentru prezență, să dea Dumnezeu să răsplătească fiecăruia după darul său și să ne aștept Dumnezeu să trăim, să ne bucurăm de această frumoasă biserică împreună. Așa să ne aștept Dumnezeu să rămână. Iertați! Mulțumim Părintele Vasile pentru daruri venite din partea dumneavoastră, din partea dânsului și pentru tablou, să știți. Și pentru acela mulțumim. Acum îl rog pe Preasfințitul. Este un moment foarte frumos care aș vrea să fie precedat de ceva. Părintele Episcop Antonie este aici prezent împreună cu Părintele Consilier Roman, Consilier Cultural, cu Părintele Diacon Mihai și o să rog pe doamna preoteasă Elena. Doamna preoteasă, soția, botezat. Doamna, poftiți aici, vă rog. N-ați fost pus în temă? Să vin aici. Înainte de acest moment foarte frumos, simbolic, o încărcătură deosebită, o să rog pe doamna să ne mai cânte încă o dată acel cântec frumos despre Basarabia, Chișinău, Cernăuți. Poftiți, doamna preoteasă, aici. Dar copiii nu sunt. Haideți aici. Da, să vină și sora. Haideți. Poftiți. Preună. Până în vârful muntelui lăsat
Ștefan. Spune, Doamne, cum să pot uita mama dragă și Moldova mea. Spune, Doamne, cum să pot uita mama dragă și Moldova mea. Preasfinția voastră, preacuvioși, preacuceriși, părinți, frați creștini, așa cum v-a anunțat și preasfințitul părinte Ignat. În primul rând vreau să mulțumesc pentru invitație. Preasfințitului părinte Ignatie și părintelui Vasile și tuturor celor care au mijlocit și au dorit să fim astăzi prezența. Și vă mărturisesc, este o bucurie de a fi aici, mai cu seamă că astăzi am slujit alături de un ierarh care pentru mine, așa cum v-am spus și la început, este un învățător și care este mult iubit în Basarabia. Și preasfințitul Ignatie iubește Basarabia, dar și basarabienii îl iubesc mult pe preasfințitul părintele nostru Ignatie. Vă mulțumim pentru invitație și vă mai așteptăm în Basarabia, preasfinția voastră. Așa cum am amintit puțin mai înainte preasfințitul părinte Ignatie, acolo unde slujesc prima slujbă, prima sfântă liturghie, fie că este mănăstire, fie că este biserică din Norie, obișnuiesc să las o candelă pe care eu le-am numit candele unității naționale, cu rugămintea ca părinții de acolo, fie că sunt monahi, fie că este părintele de mir, să aibă grijă să ardă candela pentru unitatea neamului nostru românesc, pentru momentul când într-o bună zi Dumnezeu va binecuvânta ca Basarabia să revină la trupul mamii România. Ca să nu mai avem situații cum astăzi, cum au vorbit astăzi corul de la Sereț, doamna Svetlana, prin cât au avut de trecut, s-au pornit de la ora 12 de noapte și au mers, au înconjurat jumate de România aproape. Asta este incorect. Acestea sunt hotare puși de niște criminali de război, rebeli într-un molotov, nu intrăm în istorie, dar noi știm că este o nedreptate, că la Prut se află o graniță. Această graniță trebuie să dispară pentru ca românii să poată circula liber în spațiul, în arealul lor românesc. Și încă, de ce e important acest lucru? Dacă nu binecuvintează o minune, Bunul Dumnezeu, nu că aș fi eu pesimist, dar simt eu că prognoza este tristă pentru Basarabia. În 50-100 de ani, acolo va fi o cu totul altă populație, pentru că băștinașii de acolo pleacă și s-ar putea să vină acolo alte neamuri. Dacă nu se întâmplă, nu binecuvântează Dumnezeu unirea, nu știm ce se va întâmpla cu Basarabia. Repet, 50-100 de ani și poate chiar și mai mult. Acest pământ poate să dispară, să nu mai fie acolo urmă de românism. De aceea, înțelegând acest lucru, cu durere vorbesc aceste adevăruri. Vă rog pe dumneavoastră toți, la rugăciunea de seară, la rugăciunea de dimineață, când sunteți la Sfânta Slujbă, de asemenea și părintele, paroh, ziceți o rugăciune pentru Basarabia. Ziceți, pentru că asta este plăcut în fața lui Dumnezeu, că noi ne rugăm pentru semenii noștri, că noi ne rugăm pentru neamul nostru. Asta este plăcut în fața lui Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut neamurile să fie unite. Doar vecinii hulpa, vinisețuoși, răi, dezbină neamurile. Dar neamul trebuie să fie unit și neamul românesc trebuie să fie unit, că așa va rezista în istorie. Vă rugăm, nu uitați că Basarabia este pământ românesc. Părinte, primește, te rog, această candră cu binecuvântare, nu am trebuit să Părinte Ignatie, și te rog, ai grijă să, dacă cumva se întâmple și nu ai ulei, să ne spui că noi ți-am dus din Basarabia, ca să mai să fie, să nu se termine. Doamne, șurgați-o toți! Mulțumim! Mulțumim preasfințitului! Acum puteți deja să vă îndreptați înspre biserică, ca să puteți să intrați în altar, în bună rânduială. Dumnezeu să vă răsplătească dragostea și răbdarea
iertați-ne pentru toate. Bucurie! O Măicuță Sfântă, cu drag am venit la tine, Măicuță, într-un loc sfințit. Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Noi cu toți din suflet te rugăm așa, scapă-ne, Măicuță, de ispita grea. Cazul pe care l-avem, roagă-te, Măicuță, din cerul tău sfânt, câte greutăți sunt aici pe pământ. Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Crime, omoruri multe și mari întâmplări, boli, Măicuță, multe, fără vindecă. Cazul pe care l-avem, tinerețea-i mare, tare înfloritoare, de credință, Maică, nu e iubitoare. Cazul pe care l-avem, merg către pierzare ca neștiutor, și nu-și cer, Măicuță, al tău ajutor. Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să-ți spunem necazul pe
Ei nu vor să creadă că Tu le ești mamă. Mângâierea celor ce cu drag Te cheamă. Am venit, măicuță, să Te mai vedem, să spunem necazul pe care l-avem. Însă noi, măicuță, Te rugăm așa, nu-i lăsa să piară în durerea grea. Am venit, măicuță, să Te mai vedem, să-ți spunem necazul care l-avem. Toată bucuria din lumea pierit și vine deasupra Fiul Tău iubit. Să Te mai vedem, să-ți spunem necazul pe care l-avem. Maică prea curată, roagă-Te mereu pentru lumea întreagă, pentru neamul Tău. Am venit, măicuță, să spunem necazul pe care l-avem. Roagă-Te, măicuță, pentru al Tău popor care strigă-n trup